Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, iată-ne din nou la ordinea de zi, alături de doi candidați de la Primăria Turcinești de data asta. Iată că am reușit să avem doi candidați de la aceeași primărie, la funcția de primar, domnul Dumitru Modrea. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Veniți de departe și mă bucur că ați reușit să ajungeți. Este foarte adevărat. Salut în același timp și toți cetățenii din Comuna Turcinești și, bineînțeles, toți ascultătorii dumneavoastră. Telespectatorii. Și domnul Grigore Craioveanu, dumneavoastră sunteți candidatul PNL la funcția de primar al Comunei Turcinești și domnul Grigore Craioveanu, candidatul ALDE la funcția de primar al Comunei Turcinești. Am avut invitat și de la Partidul România Unită. Adică am avut invitație și pentru dumnealor. Dumnealor n-au reușit să trimită pe nimeni. În timpul PRU-ului voi vorbi eu despre alegeri și despre... Mai dăm informații utile cetățenilor, ca nu avem voie să redistribuim timpul. Domnul Dumitru Modrea, o să punem cronometru pe ecran. 4 minute avem către pentru fiecare. Poftiți, vă rog să vă prezentați intențiile, dacă veți deveni primar, ce veți face pentru comună? În primul rând, vă spun încă o dată bună seara, bună ziua și vă rog să îmi dați posibilitatea ca astăzi, la începerea campaniei în țara românească și nu în ultimul rând în Comuna Turcinești, să vă spun și eu, bineînțeles, câteva lucruri care despre mine și după aceea ceea ce înseamnă că eu gândesc de foarte mulți ani pentru a putea face în Comuna Turcinești, de a realiza, mai bine zis, lucruri care le așteaptă cetățenii de foarte mulți ani. Mă numesc Dumitru Modrea, locuiesc în Comuna Turcinești de 26 de ani, sunt căsătorit, am 2 fetițe, am nepoți. Să vă trăiască, nu știam că sunteți bunic. Da, vă mulțumesc foarte mult și ai dumneavoastră. Am prilejul de această dată să vă spun dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă că am parcurs o viață care am reușit pe tot parcursul ei până aici să aduc lucruri bune atât pentru municipiul Târgu Jiu, când eram în municipiul Târgu Jiu și nu în ultimul rând gândesc de a aduce lucruri bune și în comuna în care eu stau, locuiesc, dorm și sunt împreună cu toți cetățenii Comunei Turcinești. La acest moment sunt consilier juridic la Societatea Comercială Meronda SRL din Târgu Jiu. Aici mi-am desfășurat activitatea după ce am plecat din primărie, unde am fost viceprimar, 2008-2012. M-a făcut în continuare ambiția să candidez din nou la primăria Comunei Turcinești, pentru că am constatat cu stupoare că nu s-a mișcat absolut nimic pe această perioadă. Vă rog să mă credeți, cetățenii ai Comunei Turcinești, că, virgulă, în condițiile în care eu constatam, măcar acum, în al treilea mandat al actualului primar, că se mișcă totuși ceva, mă retrăgeam și îmi vedeam de drumul meu, întrucât mă gândeam că înțeles ceva din toate rugămințele mele care au parcurs pe toată perioada acestor ani. Nu în ultimul rând, sunt și consilier local al acestei comune, fac parte din Partidul Național Liberal, un partid cu care mă mândresc, un partid cu care vreau să vă rog din tot sufletul să credeți în el, pentru că Partidul Național Liberal a creat și creează democrația în țara românească. Pentru acest lucru vin și vă spun câteva proiecte de viitor ale acestei proiecte de viitor gândite de mine
pentru Comuna Turcinești. Am să vă rog să le spuneți după ce intervine și domnul Grigore Craioveanu. Este timpul dumnealui acum. Mai avem 16 secunde? Deci mai avem 16 secunde. V-am întrerupt, încerc scuze. Nu e nicio problemă. Vă acord 16 secunde la următoarea intervenție. Sigur. Vă rog, domnul Craioveanu. Să rămână bună seara și un salut cetățenilor din Comuna Turcinești. Mă numesc Grigore Craioveanu, am 57 de ani, locuitor al Comunei Turcinești de Oviață, cu ambele ramuri, maternă și paternă, în Comuna Turcinești. Și în câteva cuvinte despre activitatea mea o să vă dau câteva repere. Două, trei mari capitole ale vieții. Timp de 16 ani am lucrat la uzina mecanică Sadu, asta înainte de Revoluție și câțiva ani după Revoluție. Timp de alți aproximativ 16 ani am lucrat în presă la diferite publicații în municipiul Târgu Jiu și în presa regională. Și ultimii 4 ani am muncit la primăria Comunei Turcinești în funcția de viceprimar, funcție pe care o ocup și acum. Reprezint Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. Și pe parcursul emisiunii o să prezint telespectatorilor noștri viziunea noastră, oferta noastră politică, astfel încât oamenii să cumpănească bine și să aleagă în cunoștință de cauză. Mi-am structurat un program pe capitole cu chestiuni generale, care privesc întreaga comună și cu chestiuni specifice adaptate fiecărui sat din comună și chiar fiecărei zone a unelor sate, pentru că unele sunt probleme generale care se aplică întregii comune și altele sunt probleme specifice. O să vă spun că eu îmi doresc o administrație bazată pe transparență și participarea cetățenilor la deciziile autorității locale, adică la starea de normalitate. În activitatea desfășurată în ultima perioadă au fost deseori sincope la primăria Turcinești privind această comunicare cu oamenii. Noi nu am totdeauna am fost în măsură să explicăm oamenilor deciziile luate, activitatea din primărie, și atunci acesta ar fi un prim punct de la care cred că ar fi bine să plecăm în relația, în parteneriatul cu cetățenii comunei. Dar vreau să subliniez în prima intervenție că programul este cu o viziune liberală. Comuna Turcinești are nevoie de o administrație eficientă, coerentă și consecventă pentru a recupera timpul îndelungat în care investițiile majore din comună au bătut pasul pe loc. Nu vorbesc de investițiile obișnuite ale unei care se întâmplă în fiecare comună, de investiții majore, de proiecte majore. Asta o să detaliem la următoarea intervenție. Mai aveți 50 de secunde, mai puteți, ca să nu decalăm totuși, să... Da, eu încerc să sintetizez din program. Am înțeles că transparența e pe primul loc din ce am văzut în programul dumneavoastră, exact. Adică vreți să puneți pe asta site este tot. O comunicare mult mai mare care trebuie făcută, încă o dată subliniez, între activitatea din primărie și, și cetățenii. Pentru că nu este suficient. Există site. Da, aveți site la primărie, nu? Da, nu este totuși... Nu este încă foarte bine structurat. Deci de aici cred că se poate începe. Comunicarea cu cetățenii trebuie să fie pe primul loc. Ei sunt cei care dau banii, cei care plătesc taxele și impozite. Ei trebuie să știe ce se întâmplă cu banii lor și cum sunt cheltuiți. Am înțeles. Timpul dumneavoastră s-a încheiat. Acum pe timpul PRU, 4 minute, o să mă cronometrați și pe mine regia ca să nu depășesc timpul. Am să aduc informații utile cetățenilor legate de alegeri.
Alegerile locale din 2016, citez de la Ager Press, agenția română de presă, agenția publică de presă. Alegerile locale din 2016 se desfășoară potrivit unei noi legi a alegerilor locale, legea numărul 115 pe 2015 pentru alegerile autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215 pe 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393 pe 2004 privind statutul aleșilor locali promulgată pe 18 mai 2015. O altă lege aplicabilă la scrutinul local din 2016 este noua lege a partidelor politice, legea numărul 114 pe 2015, privind modificarea și completarea legii partidelor politice numărul 14 pe 2003, în vigoare la rândul său din 23 mai 2015. Legea numărul 115 pe 2015 pentru alegerile autorităților administrației publice locale modifică modul de alegere a președinților consiliilor județene, astfel încât se revine la alegerea lor indirectă, aceștia urmând să fie aleși prin votul secret al consilierilor județeni, deci dumneavoastră alegeți consilierii județeni, după care consilierii județeni votează președintele Consiliului Județean cu majoritate simplă din rândul acestora și nu direct, cum s-a întâmplat la alegerile din 2008 și 2012. Tot prin vot indirect se aleg și vicepreședinții Consiliilor Județene și viceprimarii. Iată aici, alături lângă mine, am un viceprimar în funcție la Turcinești, pe domnul Craioveanu, și un viceprimar, fost viceprimar, domnul Dumitru Modrea. Amândoi candidați la Turcinești, mă bucur că au acceptat invitația noastră la emisiune. Continui din informațiile din lege, din informațiile despre modul în care se desfășoară alegerile. S-au menținut prevederile potrivit căreia primarii se aleg prin scrutin uninominal într-un singur tur, introdusă în premieră după 1989 la alegerile locale din 2012. Alegerea într-un singur tur presupune că obține mandatul de primar acel candidat care întrunește în primul tur o majoritate simplă, adică cele mai multe voturi dintre toți competitorii electorali. În caz de balotaj, se va organiza un nou tur de scrutin la 2 săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar candidații care se află în această situație. Balotaj înseamnă același număr de voturi, nu? Bun. Dacă înainte trebuia să ai 50% plus 1 ca să câștigi alegerile din primul tur, dacă nu se organiza al doilea tur, acum se câștigă din primul tur, iar al doilea tur există numai în situația în care primii doi candidați au același număr de voturi. Până în 2012, primarii erau aleși direct pe sistem uninominal în două tururi, astfel aceștia erau declarați aleși în urma primului tur, exact ce spuneam, doar după întrunirea majoritatea absolută a voturilor 50% plus 1 dintre cei înscriși în circumscripția locală respectivă. Dacă niciunul dintre candidați nu obține această majoritate, se organiza un al doilea tur de scrutin la care participau primii doi clasați. În urma celui de-al doilea tur de scrutin era declarat primar candidatul care obținea cel mai mare număr de voturi valabil exprimat. O altă modificare se referă la reducerea numărului de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor de la 2% la 1%. Astfel, toate candidaturile vor trebui să fie însoțite de liste de susținători de minim 1% din numărul total al alegătorilor din circumscripția locală, mă uit și la cronometru să nu depășesc, dar numai puțin de 100 de susținători pentru comune, 500 pentru orașe de rang 2 și 3 și 1000 de susținători pentru municipii și pentru București. Și timpul meu s-a terminat, mulțumesc, dragi telespectatori, continuăm cu domnul Dumitru Modrea, candidatul PNL la funcția de primar a comunei Turcinești. Domnule Modrea, vă rog. Da, după cum vă spuneam, am, bineînțeles, pregătit foarte, am mai multe proiecte care îmi doresc ca pe viitor, în momentul în care eu voi deveni primarul Comunei Turcinești, deja să le pun în practică și încet, încet tot ceea ce Comuna Turcinești la acest moment simte. Și am avut ocazia să stau de vorbă cu cetățenii în nenumărate rânduri, voi pune în practică cât se poate de repede. Pentru acesta aș vrea să vă structurez doar câteva idei, pentru că eu mă voi prezenta în fața tuturor
cetățenilor din Comuna Turcinești și am să le explic la fiecare în parte cum voi începe și cum voi demara aceste lucrări care să poată să aibă eficiență și, bineînțeles, și rezolvare. Mi-am propus ca în această campanie să las la o parte absolut tot ceea ce am văzut că s-a făcut rău în comuna noastră, să las la o parte tot ce a însemnat neglijență, nepăsare din partea celor care au fost și sunt încă în funcție. Și pentru acest lucru vreau să vă propun în primul rând să-mi acordați posibilitatea de a deveni primarul dumneavoastră și să aveți încrederea necesară că toate aceste proiecte pe care eu încerc să vi le expun acum, o parte din ele, că sper că emisiuni până la sfârșitul campaniei vor mai fi, am să reușesc ca încet, încet, structurate pe capitole, să pot să vi le explic și în fața ecranelor pe care astăzi sunt aici. Pentru acest lucru vin și vă rog să credeți că mi-am propus ca să nu aștept banii de la buget, să nu aștept banii de la Consiliul Județean, să nu aștept banii de la guvern, pentru că știu foarte bine că aceștia nu sunt și nu vor veni. Pentru acest lucru, din prima mea zi, voi încerca să găsesc soluția cea mai potrivită pentru a putea angaja o persoană autorizată care să execute proiecte pentru obținerea unor fonduri din Uniunea Europeană. Acest lucru, vă rog să mă credeți că l-am spus de 8 ani, în continuu, dar nimeni nu m-a ascultat, nimeni n-a dorit. Haideți să nu mai facem acuzații, domnul Andrea, vă rog, pentru că trebuie să moment, și dovedim. Dar în acest moment este, sunt prin ședințele de consiliu local, sunt procese verbale în care sunt aceste lucruri pe care eu vi le spun. Vă cred, dar nu le putem dovedi la cetățeni, că nu putem. În următoarea emisiune am să vi le arăt cu, fără niciun fel de problemă, mă chemați în altă emisiune și cu mare drag am să duc toate procesele verbale. Bun. Pentru acest lucru vreau să vă spun că gândul meu imediat este de a rezolva problema în continuare cu apa, de a rezolva problema cu canalizarea. Mai avem 16 secunde pentru domnul Modrea, că l-am oprit atunci. Aceste lucruri sunt atât de importante și extrem de necesare pentru comuna noastră, încât mă voi apleca în mod direct eu și echipa mea de consilieri pentru a încerca cât mai rapid să rezolvăm această problemă, ca oamenii și cetățeni din comuna Turcinești, sat Rugi, Cartiu și Orezu, să aibă apă nu numai iarna, nu numai când plouă și vara. Am înțeles. Mulțumesc, domnule Modrea. Continuăm cu domnul Grigore Craioveanu, candidatul ALDE la funcția de primar pentru comuna, poftim? Da, dați drumul la cronometru, pentru comuna Turcinești. Da, am spus mereu că anii pe care am muncit în primăria Turcinești m-au învățat ce trebuie continuat, ce trebuie îmbunătățit și ce trebuie eliminat din activitatea primăriei, a funcționarilor primăriei. Să mă opresc puțin în ce cred că ar trebui făcut sau îmbunătățit în primărie, în interiorul primăriei. Ca să plecăm de la cum ne facem, cum ne organizăm activitatea în primărie, așa în timp o să reușim să ne organizăm activitatea și în comună. În primărie, v-am spus, lipsa de comunicare este printre primele probleme care trebuie rezolvate. Apoi, înființarea unui post de relații cu publicul. Este o problemă care
nu știu, intră omul în primărie și trebuie să meargă pe la mai multe birouri până depune o cerere. Apoi trebuie asigurat fluxul acestor oameni. Deci reorganizarea, inclusiv dacă doriți rearanjarea birourilor și a compartimentelor în interiorul primăriei, astfel încât omul să nu fie obligat ca acum să bată pe la mai multe uși, să înregistreze cererea într-o parte, să pună ștampila într-o parte, să meargă la registrul agricol într-o altă parte, la registrul fiscal într-o altă parte. Deci asta cred că ar fi una din principalele probleme. Un fel de ghișeu unic. Apoi, atitudinea funcționarilor din primărie. Există voci, nu știu să spun dacă multe sau puține, care sunt nemulțumite de activitatea funcționarilor din primărie. Uneori nu sunt primiți așa cum ar trebui, nu li se acordă timpul și atenția pe care fiecare o așteaptă de la funcționarii primăriei. Deci aici este un al doilea capitol la care trebuie umblat. Și ce veți face? Veți vorbi cu angajații veți da niște teme? Totul se poate rezolva prin discuție, nu e nevoie de pumnul, masă, sancțiuni. Nu de nimic. De sancțiuni, dacă este cazul. Se pot face niște reguli foarte simple și fiecare își poate, se poate autoevalua în funcție de aceste criterii. Nu este... Deci, activitatea în primărie se privește prin ochii cetățeanului, a contribuabililor. Degeaba noi credem că facem lucruri minunate. Dacă omul pleacă nemulțumit din primărie și îl vezi dacă zâmbește sau e încruntat când pleacă, atunci imediat știi să evaluezi activitatea funcționarilor. Instituția și-a făcut datoria, funcționarii sau nu și-au făcut datoria. Da, am o curiozitate, îi dați afară și... sau doar îi puneți la punct? Nu trebuie, nu. Deci nu de a da pe afară. Pe funcționari, zic. Nu de a da afară, sunt încă câteva trepte până ca un om a fi dat afară. Eu cred că din discuții se pot rezolva aceste probleme. Nu intrăm în amănunte, am spus ideea generală care... Așa. Nu știu, ședința zilnică, dacă vreți, cu operativa. Angajații primăriei, operativa, care e care mai nu rară face. Și... O face sau nu? E mai rară, așa, și nu totdeauna e așa cum trebuie să fie. Mai aveți deci, 26 de secunde. Aceasta ar fi, punctez numai în linii mari, nu intru în amănunte, da. Nu trebuie să detaliem acum despre ce este vorba. Dar am spus activitatea din primărie în două coordonate importante. Deci atitudinea oamenilor și comunicarea cu cetățenii. Asta e ceea ce ține de activitatea în interiorul instituției. Mulțumesc, așa ar trebui să fie peste tot. Dragi telespectatori, acum, pentru timpul acordat Partidului România Unită, așa se cheamă, nu? PRU, da? Care nu a participat la această emisiune. Acum vorbesc eu pe timpul lor, așa spune legea. În primul rând vreau să vă spun că dacă eu tastez în timp ce domnul Modrea vorbește, nu o fac pentru că nu sunt atentă la ce spune, ci pentru că din motive, nu pot să zic tehnice, ci obiective, pentru că dumnealui a avut... a fost plecat din localitate și a venit pe ultima sută de metri. N-am reușit să obținem informațiile în timp util pe care le punem acolo pe burtieră pentru persoanele cu deficiențe de auz, motiv pentru care în timp ce dumneavoastră, domnul Modrea, spuneți, eu sintetizez și transmit colegilor ceea ce dumneavoastră spuneți. Asta e motivul pentru care tastez în timp ce dumneavoastră vorbiți, să nu credeți că nu sunt atentă. Din potrivă, notez ceea ce dumneavoastră spuneți. Sunt convins că sunteți sunt ochi și urechi. Nu, da, nu vreau ca să creadă telespectatorii că eu stau pe Facebook cumva când însu vorbește și când vorbește domnul Craioveanu sunt foarte atentă. De la dumnealui am obținut informațiile mai devreme și am avut timp să le pregătim. Eu acum, în minutele care au mai rămas din timpul PRU, am să mai citesc de la Agenția Română de Presă informații legate de noua lege a alegerilor locale, pentru ca dumneavoastră, dragi spectatori, să fiți în cunoștință de cauză în tot ceea ce presupune organizarea și, știu eu, participarea la alegeri.
Iată, în privința consilierilor locali și a consilierilor județene, aceștia se aleg, la fel ca și până acum, în baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentativității proporționale de către cetățenii din circumscripția locală în care aleșii locali urmează să-și exercite mandatul. Nici în privința pragului electoral nu au fost aduse modificări. Astfel, pragul electoral este de 5% din numărul total al voturilor valabile exprimate în circumscripția respectivă. În cazul alianțelor politice sau alianțelor electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al alianței 2%. Informații importante, pentru că poate nu toată lumea explică cum se ajunge sau nu se ajunge să câștigi alegerile sau să te afli printre consilieri în cazul ăsta. Așa, pentru alianțele de cel puțin 3 membri, pragul electoral este de 8%, iată. Deci dacă se formează alianțe, se schimbă pragul electoral. În ceea ce privește noua lege a partidelor politice care se va aplica la alegerile din 2016, aceasta va influența competiția electorală în sensul în care vor avea posibilitatea să intre în cursa pentru locale mult mai multe partide politice decât în prezent. Noua lege prevede, în prezent se vorbea înainte de începerea alegerilor, noua lege prevede posibilitatea înființării unui partid cu 3 membri, da, foarte interesant, astfel încât lista semnăturilor de susținere va cuprinde cel puțin 3 membri fondatori față de prevederea anterioară, potrivit căreia erau necesari 25.000 de membri fondatori domiciliați în cel puțin 18 din județele țării și municipiul București, dar numai puțin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste județe, așa cum prevede legea în vigoare. Deci noi trei putem să ne facem un partid. Fără probleme. Doar că ne mai trebuie o listă de semnături. Care? Câte semnături trebuie la 700? Câte trebuie? Câte semnături ați luat dumneavoastră ca să puteți 1% din total număr de alegători. Am înțeles. Așa, uite că mai aflu și eu câte ceva, o să mai caut informații. Acum se termină timpul PRU pe care l-am ocupat eu și începem cronometru pentru domnul Dumitru Modrea, candidatul PNL la funcția de primar la Comuna Turcinești. Da, cred că e cam incomod. Așa știți, ne obligă legea. Da, de a vorbi așa când unii, când alții, câte 4 minute, dar mă rog, ne adaptăm. Dacă e dezbatere, poate aveți ceva, unul spune ceva, altul completează, dacă sigur, vorbiți cu mare pe rând plăcere, dacă și dorește, nu puteți interveni pot ulterior să intru în dialog și nu mai e dezbatere. Aș vrea să spun cetățenilor Comunei Turcinești că sunt direct interesat de tot ceea ce am văzut, spre exemplu, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar asta este adevărul, hotărârile judecătorești definitive și irrevocabile care nu s-au pus în practică și vor fi puse imediat după ce eu voi ajunge primarul acestei comune. Țin să aduc la cunoștință cetățenilor din Comuna Turcinești că doresc din tot sufletul ca încep cu aceste lucruri stricte care eu mi le-am propus să vi le spun direct și după aceea să încerc să vă arăt că există și posibilitatea de a obține fonduri europene și de a crește numărul locurilor de muncă în comuna noastră. Pentru acest lucru vin și vă repet că voi face în așa fel ca în imediată apropiere să retrocedez pădurile care au fost, așa cum bine știți, date titluri de proprietate, dar de fapt ele au fost pe alte amplasamente și nu pe amplasamentele celor care au beneficiat cu ani în urmă de acestea. Doi, vreau să vă spun că voi încerca ca să obțin un proiect prin care să reușesc ca toată cadastrarea să se facă din fonduri europene pentru toți cetățenii Comunei Turcinești. Cetățenii Comunei Turcinești au fost privilegiați și sunt în continuare și am considerat că este și vin în ajutorul lor pentru a încerca cât pot de mult să nu mai plătească bani din buzunarele proprii, întrucât
există posibilitatea, Uniunea Europeană a dat posibilitatea pentru accesarea fondurilor de a cadastra absolut atât terenurile intravilane, extravilane, cât și pădurile. Un alt punct foarte important pentru comuna noastră, îl spuneam și în 2008, l-am spus și în 2012, îmi doresc ca de această dată să fiu ales și să pot să pun în practică tot ceea ce m-a făcut și m-a determinat să mai candidez încă o dată. Acest lucru este înființarea unui depozit pentru colectare, depozitare și, bineînțeles, existența unei fabrici, procesarea acestor fructe și, bineînțeles, nu în ultimul rând, și ciuperci, în care, în zona noastră, în pădurile apropiate și în pădurile noastre, există acesta. Pentru acest lucru, vă rog să credeți că au fost poate multe zile și multe nopți, am planuri, am proiecte care le voi expune imediat în apropiere, voi discuta cu cel care eu îl consider un specialist pentru executarea acestor proiecte, pentru atragerea fondurilor europene, gândindu-mă, bineînțeles, acolo, indiferent dacă acesta va solicita un salariu mai mare, poate, decât al primarului. S-a terminat timpul dumneavoastră. Mai aveți încă două serii. Da. Domnul Grigore Craioveanu, candidat al de la funcția de primar al comunei Turcinești, vă rog. Da. O să-mi permit să continui ideea domnului Modrea cu fondurile europene. Aveați și dumneavoastră asta în plan? Când în urmă cu 4 ani am venit la primăria Turcinești, printr-o întâmplare a vieții, mi-am dorit ca și comuna noastră sau între comuna noastră și municipiul Târgu Jiu diferențele să fie din ce în ce mai mici. Îmi doream eu și ziceam exact cum treci podul Jiului spre Bârsești și nu e nicio diferență, așa și când treci podul Jiului la Turcinești, n-ar fi trebuit să fie o diferență față de municipiul Târgu Jiu. N-a fost așa cum îmi doream, cum visam, deși în comună se desfășoară, sunt în derulare proiecte. Există asfaltări, există, o să înceapă în curând canalizarea, dar problema cea mai importantă este atragerea fondurilor europene. Cu bugetul local pe care îl avem la dispoziție, noi nu o să putem progresa așa să ținem pasul cu alte comune din județul Goj, mult mai îndepărtate de municipiul Târgu Jiu decât comuna noastră. Am văzut la televizor, am citit în presă despre comune și primari de la Peștera, din județul Constanța, de la Ciugud, din județul Alba, care au coordonat proiecte de, nu știu, am citit, 16 milioane de euro, comună din județul Alba. Și noi la Turcinești n-am reușit să aducem un leu din fonduri europene. Am aderat de curând, dar nu au fost accesate fonduri europene. Nu au fost accesate fonduri europene. Da. Au fost finanțări de la guvern? Finanțări de la guvern. Am înțeles. Da. Și atunci comuna noastră a aderat la un GAL de curând, GAL Valea Sohodolului, unde este domnul primar Radu Câmpeanu, lider de grup, și acolo poate fi o sursă de bani europeni. Dar pe lângă această sursă, noi trebuie să ne interesăm și de atragerea altor fonduri europene. Și atunci este absolut necesar, v-am spus că îmi doresc înființarea unui birou de relații cu publicul și la fel de mult îmi doresc cel puțin un birou, în prima fază un post, un birou, un compartiment, cum doriți să spunem, de oameni care să se ocupe exclusiv de fonduri europene. Deci noi trebuie să recuperăm la acest capitol, pentru că am rămas în urmă și se pot face foarte, foarte multe lucruri. Este, mă doare când avem o sală de sport, un balon cel puțin, lucruri care se puteau face și pe care din bugetul nostru nu putem, pentru că este un buget relativ mic, spre mediu, să zicem așa, raportat la comunele din județ. Nu ne permite să putem face ceea ce ne dorim. De aceea, atragerea fondurilor europene
este pe primul plan. Ce facem cu acești bani? Asta urmează să consultăm oamenii, să vedem prioritățile. Păreri sunt împărțite, eu stau de vorbă cu oameni zilnic și fiecare are câte o părere, de la a face, nu știu, un târg săptămânal, la a face un teren de fotbal, un parc de joacă. Discuții sunt multe. Să putem atrage banii și că avem ce face cu ei. Deci am avea ce face fără discuție. Deci, încă o dată subliniez această idee, atragerea fondurilor europene este prioritatea zero, dacă doriți, ca să putem dezvolta comuna, pentru că altfel o să ne, în proiecte de mică anvergură, mai asfaltăm o uliță, mai, nu știu, extindem o rețea de apă, mai lucruri care nu... Timpul s-a terminat. Mulțumesc. Da. Am considerat că dacă veți vorbi fiecare câte 16 minute cât aveți alocat, dați-mi și mie drumul la cronometru ca să nu vorbesc pe lângă. Atunci, dacă unul dintre dumneavoastră are o idee pe care altul vrea să o continue sau să o contracareze, n-ați putea să mai comunicați deloc, n-ar mai fi o dezbatere. De asta am împărțit. Plus că între timp vă puteți gândi, iată, domnul Modrea deja și-a mai notat ceva ce s-a gândit în timp ce noi vorbeam. Eu zic că e bine să împărțim așa timpul. Așa, eu acum mă uitam să vă povestesc, dragi telespectatori, care este calendarul, bine, e un calendar oficial pentru toată perioada alegerilor electorale, dar campaniei electorale, dar sunt convinsă că pe dumneavoastră vă interesează, dragi telespectatori, în primul rând, ce se întâmplă în preajma alegerilor. De exemplu, în 5 mai, da? În 5 iunie sunt alegerile, să mă duc eu acolo imediat. 5-8 mai, da, m-am dus unde nu trebuie. Ia să vedem ce se întâmplă de pe 2 iunie încolo, da? Așa, tipărirea în 2 exemplare a listelor electorale permanente și a copiilor de pe listele electorale complementare. Primarii împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Cu cel puțin 2 zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu în data de 3 iunie 2016, trebuie făcută solicitarea acreditării de către birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector a municipiului București, a delegaților care participă la numărătoarea voturilor. Conducerile organizațiilor județene ale partidelor politice, ale alianțelor politice, ale alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare. Bine, aici mă duce în capătul tabelului și asta e motivul pentru care nu are subiect și predicat. În termen de 48 de ore de la data afișării hotărârii biroului electoral de circumscripție în materie, campaniei electorale, da, aici se pot depune contestații împotriva hotărârii biroului electoral de circumscripție în materie de campanie electorală. Iată când se pot depune contestațiile. În termen, soluționarea plângerilor și a contestațiilor în materie campanie electorală în termen de 3 zile de la data înregistrării contestației împotriva hotărârii biroului electoral de circumscripție în materie campaniei electorale. Multă, multă vorbă ea. Da. Deci iată că se pot și contesta listele. Încheierea campaniei electorale pe data de 4 iunie, ora 7 dimineața. Deci, dragi telespectatori, dragi candidați, dragi colegi din presă, haideți să nu mai facem campanie electorală. Noi n-am intrat niciodată până acum în SATV. E prima dată când intră în campanie electorală. Până acum nu am fost interesați pentru că nu erau alegeri locale, erau europarlamentare. Nu am avut de aici, de la Gorji, europarlamentari și așa că ne-am văzut de muzica noastră. Dar acum, pentru că, iată, avem aleși locali, aleși județeni, ne-am hotărât să oferim, să alocăm timp din grila noastră candidaților, pentru ca dumneavoastră, dragi telespectatori, să-i cunoașteți. Voi continua despre ziua alegerilor după ce voi mai obține un timp de antenă din timpul Partidului România Unită, care astăzi a lipsit la dezbaterea noastră electorală.
Sunt ultimele secunde. Rog regia să pregătească cronometru în continuare pentru domnul Dumitru Modrea, candidat PNL la funcția de primar a comunei Turcinești. Aș vrea să fac o completare la ceea ce a spus domnul viceprimar Craioveanu cu privire la începerea lucrărilor de canalizare și asfaltare în comună. Nimic de spus, vorbe sunt, dar realizările nu sunt. Vreau să vă spun în mod foarte clar, domnilor concetățenii Comunei Turcinești, că în bugetul primăriei din 2011 și până acum, în fiecare an, au fost peste 20, între 27 de miliarde și 30 de miliarde bani care niciodată nu s-au cheltuit. Spunând, bineînțeles, de fiecare dată că nu mai e nimic de făcut. Aș vrea să vă mai spun, dragii mei concetățeni, că finanțarea de la guvern a fost în cei 26 de ani numai de 50 de miliarde de lei, aduși în 2007 de atunci era Marcel Romanescu. Bani care s-au folosit la apă, bani care, bineînțeles, ne așteptam ca acea investiție să fie pentru 50-100 de ani și oamenii să nu se plângă. Pentru acest lucru vin cu o completare și vă rog să îmi dați toată atenția și să mă credeți că se va întâmpla. Voi încerca să, în mandatul meu 2016-2020, tot prin atragerea de fonduri europene, să încerc forarea unor puțuri care să nu mai fie probleme pentru ca cetățeanul care de fapt s-a branșat la această conductă cu apă să nu mai fie nevoit să se gândească dacă astăzi am sau nu am. Și, spre exemplu, doresc ca să încerc să fac două puțuri care vor fi unele făcute într-o zonă, bineînțeles, admisă după un studiu de fezabilitate în zona Cartiu, ca apa, să acolo vor fi două puțuri, care acestea vor reuși în imediat apropiere după ce vor fi terminate, ca apa să vină prin cădere, să scape costurile la 50%, să scadă costurile, să nu mai fie 27.000 metri cub, bani vechi vreau să spun, și cel puțin să fie la jumătate. Pentru acest lucru... Atâta e prețul, domnul? Da, 27. Da. Ca să nu mai supăr pe nimeni, îmi doresc din tot sufletul ca să înființez un serviciu de gospodărie locală pe lângă primăria Comunei Turcinești. Acest lucru îl doresc și vreau să-l inițiez pentru a înțelege că există posibilitatea de atragere a fondurilor europene pentru a diverse servicii, există posibilitatea ca să angajăm oameni din comuna noastră, există posibilitatea de a reuși în mod imediat să găsim soluția să aducem înapoi apa care a fost preluată de către Apa Regio, dată de către Primăria Comunei Turcinești la acest moment, care aduce beneficii lunare pentru Apa Regio de peste 250 de milioane bani vechi. Lucru și fapt care acești bani îmi doresc din tot sufletul să se regăsească în Comuna Turcinești, în visteria și în bugetul Comunei Turcinești, pentru că avem nevoie de acești bani. Banii aceștia, pentru acești bani, vreau să vă rog să credeți că Apa Regio nu folosește decât un singur angajat. Mulțumesc! Este ultima intervenție, cred, da? Pentru fiecare dintre noastre, domnul Grigore Craioveanu, candidat al de la funcția de primar al Comunei Turcinești. Vă rog, ce planuri mai aveți timp de 4 minute? Restul povestiți dumneavoastră la alegătorii. Sigur. În campanie. Spuneți. Problema apei este veche la Turcinești, de câteva mandate. Cred că viitorul Consiliu Local va avea înțelepciunea să ia hotărârea corectă ce se va întâmpla cu apa, cum zicem noi, că va rămâne la Apa Regio sau că
va reveni în administrarea comunei Turciniști. Dumneavoastră cum vedeți treaba asta? Să fie la Faregiu sau la primărie? Cum vedeți dumneavoastră treaba asta? În baza unor calcule. Eu am votat la momentul potrivit pentru ca apa să treacă în administrarea Paregie și îmi păstrez și acum punctul de vedere. De ce? Dar se poate... Să pot face calcule și atunci vedem care este venitul, care este profitul instalației de apă pe o perioadă de o lună, de trei luni și vedem care sunt cheltuielile și putem discuta despre soluția optimă care trebuie luată. Nu ar fi nicio problemă ca ea să revină în administrarea Comunei Turcinești dacă este în interesul cetățenilor și este soluția cea mai bună, fără niciun fel de problemă. La momentul potrivit când a trebuit să luăm o decizie, v-am spus, eu am votat pentru trecerea apei sistemului centralizat bine, de apă în administrarea Apa Regiu. Da, iată, dacă între timp, are altă opinie. Exact, dânsul a avut aceeași opinie și atunci. Dar s-a votat în Consiliul Local, nu? Consiliul Local și a hotărât, da, Consiliul votul. Local a hotărât. De asta am și zis că viitorul Consiliu Local, să nu fiecare e, a avut am înțeles. Normal, opțiunea lui, exact, este un exercițiu votați. Democratic, corect. Majoritatea și-a impus punctul de vedere, este în administrarea Apa Regiu. Se pot face calcule, nu-i niciun fel de problemă, câte gospodării sunt racordate, care este un consum mediu, care sunt încasările lunare, să pot vedea care sunt pierderile, că sunt și pierderi în rețea, și care sunt costurile, cheltuielile, pardon. Și atunci vedem dacă într-adevăr este un beneficiu semnificativ, consilierii pot vota pentru ca apa să revină la Turcinești. Asta se mai poate face revenirea? Se poate face. Se poate, da? Se poate. Consiliul din local, de Consiliul Local, Consiliul da? Local poate... poate hotărâ fără mari probleme ca această problemă să se rezolve. Alte planuri pe care le aveți? A, așa. Pe nu acest, m-au zis la domeniul cultural. Pe acest segment aș vrea să punctez și cum văd eu să aducem administrația lângă cetățean. Eu îmi doresc ca trimestrial, cred că ar fi cel mai bine, ședințele de Consiliu Local să le ținem în satele comunei și să invităm cetățenii să participe la ședințe. Și atunci o să stăm față în față sau o să stea consilierii față în față cu cetățenii, o să-și poată nota problemele pe care aceștia le ridică și după alte trei luni ne reîntâlnim și vedem dacă Consiliul Local a luat deciziile în interesul cetățenilor, dacă primăria, primarul și aparatul de specialitate al primarului a dus la îndeplinire hotărârile și propunerile cetățenilor care au fost transformate în hotărâri de Consiliu și atunci cred că această comunicare cu care am și început eu intervenția aici se poate realiza mult mai bine, adică ducându-ne noi administrația aproape de cetățean. Bine. Și raportându-i din 3 în 3 luni, uite, la ședința asta ne-ați spus că vreți să facem mulița să așa, după 3 luni spunem că am făcut sau spunem de ce n-am făcut. Și atunci este un raport al organului ales, fie că e primar, fie că e consilier, în fața cetățeanului. Vă mulțumesc. Ultimele minute acordate Partidului România Unită pentru... dezbaterea electorală pe care am să le ocup eu. N-am să ocup prea multe pentru că vreau să nu ieșim din grilă, dacă tot avem voie să ieșim din grilă cu 15 minute potrivit CNA, dar nu e nevoie pentru că eu o să mai vorbesc cu dumneavoastră, dragi telespectatori, și în continuare se poate depăși cu 15 minute, dar nu este cazul pentru că nu trebuie să ocup neapărat tot timpul PRU. Mă bucur foarte mult, dragi telespectatori, că iată, avem prezența candidaților, deși unii dintre ei vin cu greu, iată că avem candidați care nu zic nu și care din timpul alocat campaniei, din timpul, din treburile personale și pe care le au, își alocă timp, iată, să vină și în fața dumneavoastră să-și prezinte intențiile. Sunt convinsă că dumneavoastră vreți să-i vedeți și cum vorbesc și cum...
vă privesc în cameră, cum o să vă privească atunci când vor fi în fața dumneavoastră ca și, știu eu, reprezentanți, pentru că bănuiesc că e posibil consilieri oricum, chiar dacă nu veți fi primar, probabil că vă aflați pe primul loc pe lista de consilier, nu? Nu, să fiți sigură că voi fi primar. Deci eu vorbesc din punctul meu de vedere. Consilier am fost destul. Da! Eu m-aș bucura să fiu mai mulți primari, dragi telespectatori, ca să fie multă lume care să facă treabă în fiecare localitate. Mulțumim pentru atenție, mulțumesc pentru prezență, domnilor candidați, și felicitări pentru că vă luptați pentru binele comunității. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc că ne-ați dat posibilitatea să ne expunem punctele de vedere și proiectele pentru viitor 2016-2020 pentru Comuna Turcinești. Rog și pe această cale să înțeleagă că mai sunt foarte multe lucruri de spus, nu le-am putut spune, le spune în 4 minute, direct, clar. Da, dar acolo în Turcinești, vă întâlnesc cu ei, că mai în viitoarele emisiuni la care le vom face împreună cu mare drag. Exact. Vom încerca să ne ținem de cuvânt. Domnul Craioveanu? Campania o vom ține tet-a-tet. Doar la revedere spunem, da? Da, campania la revedere și la bună vedere. Și mă bucur că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumesc pentru atenție, dragi telespectatori. La revedere!